de la grădiniță până la studii academice, universitare și doctorale și postdoctorale. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași are de anul acesta nu numai studenți, ci și elevi și preșcolari. Este primul an școlar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza cu învățământ preuniversitar complet. Avem grădiniță, învățământ primar, gimnaziu, liceu. Am încheiat astfel toate treptele formării tinerilor, de la grădiniță până la doctorat. Le urez mult succes, putere de muncă și învățătură, sănătate și încredere în școală. Să învețe bine pentru că avem nevoie de copii educați care să urmeze mai departe să activeze în România și să ne uităm cu mândrie la ei atunci când vor definitiva studiile. Tuturor succes! Elevii abia așteaptă să înceapă noul an școlar. Aștept să încep școala? Da. De ce? Fiindcă sunt foarte, foarte pregătită să întâlnesc copii noi, prieteni noi, profesoare și sunt curioasă să învăț lucruri noi. Cum crezi că o să fie în clasa 5-a? Va fi o aventură adevărată. De ce spui? Să avem mai mulți profesori și mai multe discipline noi, care o să fie mult mai interesante, sau dezvoltăm alte discipline. Aștept să începe mâine primele ori? Da, abia aștept. Cum crezi că o să fie profesorii de aici? Profesorii de aici par să fie foarte drăguți și chiar dacă o să fie puțin mai serios, așa înseamnă că bine, din cauza că avem de unde de la cine să învățăm. Eu cred că va fi foarte frumos, deoarece vin materii noi și am primit și doi colegi noi acum. Eu cred că va fi foarte frumos. Cum crezi că vor fi noi colegi? Vei fi prieten cu ei? Sigur, 100%. De ce spui asta? Deoarece eu de fire sunt un tip foarte prietenos. Festivitatea de deschidere a avut loc într-un cadru festiv frumos amenajat atât pentru copii cât și pentru autorități în Grădina Botanică din Iași.